Nimic nu este mai ușor decât a învăța pe alții și nimic nu este mai greu decât a face ceea ce înveți pe alții. Cine mulțumește lui Dumnezeu în boală este un martir de bună voie. Când vă treziți dimineața, să nu vă apucați de treabă întâi, că sunteți bagiocoriți de Satana, ci să ziceți: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slăvește-L pe Dumnezeu, ca apoi ai să ai spor la muncă toată ziua. Ți ajută Dumnezeu, îți întărește și mintea și brațele ca să lucrezi cu spor, să te păzească de primejdii, de fulgere, de tunete, de accidente, de orice. Roagă-te lui Dumnezeu și pornește la muncă cu toată inima, dar întâi roagă-te lui și ai să vezi cu cât spor mergi în ziua aceea. Postul-i Maica Sănătății și lungimea vieții. Niciodată să nu dai sfat nimănui până când nu l-ai trăit tu. Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe perete. Omul se mântuiește oriunde dacă are trei fapte bune: credința dreaptă în Iisus Hristos, faptele bune și smerenia. Iar cine nu le are pe acestea, nu se mântuiește nicăieri. Când faci mamă pomelnic pentru aima tale, la liturghie, pune și unul sau doi săraci, sau o văduvă pe care nu are cine a o pomeni și a murit săraca. Este mare pomană, asta se cheamă milostenie duhovnicească, este mai mare decât aceea când îi dai o haină sau o mâncare omului, că-l ajuți dincolo, în veșnicie.